Ducem o viață tot mai plină de evenimente și de multe ori ne găsim că alergăm contra cronometru. Apoi apar copiii în viețile noastre și le umplem și lor calendarul. Grădiniță, școală, activități în afara școlii, sport și încercăm să le dezvoltăm abilitățile ca să crească persoane mature și pregătite pentru viață. Însă, cum reușim să creăm un cadru solid și puternic pe care să așezăm toate aceste activități? Bun găsit la un nou episod al podcastului Parenting și vă invit astăzi să ne uităm la obiceiurile pe care le avem în familie și cum ne creăm rutina de zi cu zi împreună cu invitatele noastre, Ramona Abrudan și Andreea Tarnu. Bine ați venit! Bine. Aș vrea să deschidem subiectul ăsta care poate să fie așa un pic tabu în zilele noastre, pentru că lumea cam fuge de rutină și de obiceiuri, toată lumea caută ceva nou în fiecare zi și cum să ne condimentăm viețile, însă... Și spontaneitatea. Exact. Cum putem să privim pozitiv la un termen încărcat de conotații negative? Care este perspectiva voastră asupra rutinei și a obiceiurilor pe care le aveți în familie? Mie mi se pare că în societatea noastră cumva operăm cu două măsuri. Când e vorba despre rutinele și obiceiurile care să le facem copiilor, mai tabu. Dar când e vorba de rutinele personale, atunci cât mai multe, cât mai multe și cât mai bune. Dacă deschizi Instagram-ul, TikTok-ul, rutina mea de demachiere, rutina mea de fitness, rutina mea de detoxifiere, rutina mea. Deci, cumva, când ajungem ca și adulți, ne dăm seama că rutinele ne fac foarte bine. Și nu zic ca într-un sens peiorativ. Eu urmăresc și anumiți neurologi renumiți cu milioane de urmăritori care constant spun, uite, rutina mea pentru un creier, pentru ca să-mi folosesc capacitatea creierului. Merg dimineața să văd lumina soarelui, foarte bine, mă pornește, rutina fizică, fac exerciții, rutina de somn, rutina. Deci, cumva ajunge la concluzia că totuși rutinele sunt bune și sunt de dorit. Acum, când trebuie să le implementăm în viața noastră și a copiilor noștri, cu atât mai mult îți de dorit, că îi ajutăm noi să-și pornească rutinele astea încă din copilărie. Și da, sunt pentru rutină și pentru obiceiuri și cred că e un subiect foarte important pentru noi ca și părinți. Hai să vedem un picuț cum ne putem stabili noi niște rutine zilnice și cum reușim să menținem rutina sau rutinele, obiceiurile respective după ce apar copiii și cum reușim să-i incorporăm și pe ei în rutinele, în rutina noastră de zi cu zi. Eu cred că fiecare avem mai multe tipuri de rutine, de obiceiuri. Sunt anumite rutine care rămân neschimbate. Mă spăl pe dinți, îmi beau cafea într-un anumit fel. Deci, și când mă căsătoresc, continui să mă spăl pe dinți și după ce am copii, continui să mă spăl pe dinți, continui să-mi beau sau nu cafeaua. Sunt anumite rutine, obiceiuri pe care trebuie să mi le schimb atunci când intru într-o relație. Da? Când mă căsătoresc, eu sunt pasăre de noapte, partenerul meu îi place să se trezească dimineața. Undeva trebuie să ajungem la un consens împreună. Sau eu sunt mai cheltuitoare, soțul meu este mai econom. Împreună ajungem la o rutină. La fel, când apar copiii, continui de dorit să mă spăl în continuare pe dinți și să fac rutinele mele personale, dar trebuie să accept că la anumite rutine trebuie să le adaptez în funcție de copilașul acela care a venit, da? Dacă el are rutină de somn, de... Și în general, când apare copilul în viață, ne ghidăm rutinele și obiceiurile în funcție de nevoile lui fiziologice imediate, da? Copilul are nevoie de somn, are nevoie de mâncare, de hrană, de siguranță și cumva nevoile astea lui imediate mă ghidează pe mine adultul să-mi adaptez eu obiceiurile mele ca să răspund la nevoile copilului. Dacă înainte să am copii puteam să stau la mall până la 10-11, acum nu mai pot să stau, pentru că copilul meu are nevoie de somnul respectiv. Deci aș porni de la punctul acesta. Obiceiurile mă conștientizează pe mine ca adult care sunt nevoile copilului în primul rând și
ce fac pentru a le împlini? Și eu, având obiceiul de somn, îmi culc copilul la ora respectivă, îmi hrănesc copilul, îi dau nevoia de atașament, nevoia de relație. Așa, eu tot timpul sunt conștient în relația asta de nevoi și de raportul acesta și mă folosesc de obiceiuri și de rutină pentru asta. Deci stabilim obiceiurile și rutinele, mai ales în prima parte a vieților. Începem. E un exercițiu care pornind de la nevoile lor, pe care încercăm să le acoperim cum putem mai bine și atunci instituim niște reguli după care, pentru etapa aceasta din viață, lucrurile vor funcționa într-un anumit fel. Da. Reguli care sunt subordonate principiului din spate. Acum nu suntem habotnici. Dacă e la ora 9 să ne culcăm și intervine un eveniment sau așa, nu e, ne supunem regulii, ci principiului din spate. Eu am principiu și văd cât pot să jonglez în situații speciale și așa. Asta e primul pas. Pe măsură ce copiii cresc și așa, se intervin tot mai multe ajustări ale obiceiurilor și ale rutinei. Ramona, cum privești tu rutina? Da, deci cred că este o mare provocare în general pentru toate femeile care ajung să se căsătorească, în primul rând, că li se schimbă viața. Este o mare provocare, mult mai mare provocarea când ți se naște primul copil și după aceea următorii copii. De ce? Pentru că e nevoie de o reordonare a priorităților. Și când zic reordonarea priorităților, o reordonare a propriilor priorități, a propriei mele vieți, a copiilor care se nasc, a dinamicii familiei. Și această reordonare, când am priceput că este o alegere personală, nu îmi poate fi impusă, am decis, măi, vreau să aleg să-mi reordonez prioritățile. Apoi, nu doar că este o alegere, dar începe în mintea și cu atitudinea pe care eu mi le strunesc. Și dacă eu, ca părinte, nu învăț să îmi strunesc mintea și atitudinea cu privire la reconsiderarea priorităților, atunci devin, ajung să spun, bă, eu altceva nu fac de 20 de ani decât același lucru, fac de 20 de ani, mă spăl, curăț, fug după copii, vin după copii. Și când pricep că această reordonare a priorităților este ceva ce începe în mintea mea și în atitudinea mea, voi ajunge să zic, măi, fac același lucru de 20-30 de ani, dar întrebarea este, cine mă locuiește în tot acest timp de 20-30 de ani când fac același lucru? Și atunci îmi schimb mintea și atitudinea. Și apoi am priceput că această reordonare a priorităților, indiferent că copiii sunt mici sau sunt în creștere sau sunt mai mari, este un proces. Deci nu e un eveniment punctual, da, am reușit în sfârșit să-mi reordonez prioritățile, nu. Este un proces până la moarte în care eu îmi regândesc prioritățile, mi le reordonez. Se zice că ritualurile, rutina zilnică, oferă copiilor un sentiment de siguranță, de securitate, de stabilitate. Predictibilitate. Exact. Ați observat în comportamentul copiilor momentele în care, cum ziceai tu, a trebuit să, datorită unor evenimente, să nu facem într-o zi ceea ce făceam sau cât, o perioadă de timp am renunțat la anumite obiceiuri, la un anumit ritual. Ce se întâmplă cu copiii? Cum sunt copiii cu ritualuri versus copiii fără, sau cu rutină versus copiii fără rutină? Dacă pentru mine ca adult e ok să funcționez cu 6 ore de somn, deci îmi revin, nu-i nicio problemă. Pentru copil, în funcție de dezvoltarea lui fiziologică, și medicii o spun, are, conform vârstei, o anumită perioadă de minim ore de somn pe noapte. E clar, când dai peste cap și tu constant nu-i mai oferi copilului oportunitatea asta și cadru ca el să se poată odihni, apar tot felul de dereglări. Nu. Mergi cu copilul la mall, îi sari somnul de amiază și după aia te superi pe el că de ce
nervos, de ce e iritat, de ce nu te mai poți înțelege cu el, pe lângă stimulul ăia care sunt acolo, luminile, persoanele și așa, e clar că apar anumite dereglări care copiii sunt foarte sinceri, imediat le vezi pe comportamentul lor, imediat vezi că nu au dormit, că nu au mâncat, că nu ceva acolo s-a sărit din ritm, că nevoile lor sunt foarte clare. Sunt anumite obiceiuri care le mai schimbăm. De exemplu, iarna stăm mai mult în casă, vara stăm mai mult afară. Și copiii trec ușor la schimbarea de obiceiuri dacă le păstrezi astea, nevoile esențiale împlinite. Da, trecem la stăm mai mult pe afară, dar tot ne culcăm când trebuie. Stăm mai mult pe afară, nu stăm prin casă, așa, tot ne culcăm când trebuie. Sau dacă este vacanță și ne culcăm mai târziu dimineața, las pe copil să se odihnească, să-și facă orele de somn. Nu, trezesc repede, hai că trebuie să mergi la sport, trebuie să mergi nu știu unde. Deci, copiii luați din ritmul acesta răspund cu ce au ei, cu cât o adunat în ei, cu aia răspund, cu ce pot, cu ce au acolo. Și specialiștii recunosc că persoanele și copiii care au un mod de viață ordonat se raportează diferit la autoritate, mm-hmm, și răspund diferit la problemele ridicate de autoritate. Da. Și eu, de pildă, asta am văzut-o în viața copiilor noștri. Noi am avut un orar foarte riguros și eu am fost extrem de riguroasă cu respectarea programului lor. Dar în același timp, în viața copiilor noștri, aduceau culoare acele excepții prestabilite. Știam clar, vine un weekend sau am intrat în vacanță și atunci am putea permite, nu ne mai culcăm așa de devreme, sau ne permitem o dată să stăm până noaptea la 1 sau la 2, să ne uităm la nu știu ce împreună și zicea, wow, mami, ne lasă să facem asta. Și atunci, ca rutina să nu devină un stăpân aspru, da, care exact trebuie slujit, ci să devină un instrument, cadru de formare și de dezvoltare și de maturizare, e indicat să inserezi pe aici, pe acolo, nu predictibil, dar să inserezi când consider, să inserezi la un moment dat excepții de la regulă. Și asta nu înseamnă că nu ești consecvent, ci înseamnă că știi de unde până unde poți. Dar calculezi pe ansamblu toată schimbarea, în sensul dacă stai până la 1, nu-ți programezi a doua zi un interviu important la ora 8 dimineața, știi? Deci ți le nici nu intra în discuție. Deci excepțiile de obicei le faci în weekend-uri, când, în concedii, în vacanță. Cât de mult am putea lega momentele astea de ruptură, să le zic așa, de o recompensă pentru copii? Ok, ați fost atât de cuminți săptămâna asta, weekendul ăsta, ai învățat, ai luat un 10 la o materie la care nu mă așteptam, putem sta să ne uităm la un NBA noaptea la 2. Dacă nu e zi de școală, a doua zi, că îi faci, adică trebuie să calculezi că îi faci o defavoare mai mare decât răsplata aia pe care îi o dai, știi? Dacă tu îl ții până la 2 noaptea și a doua zi trebuie să se trezească la 6:30, 7 și să fie atent la oră, poate mai are și un test, e clar că îi faci un defavor copilului pe față și nu beneficiu contra costul, nu. Dar weekend altfel discuți, sau vacanță altfel discuți, știi? Apropo de compromisul în rutina zilnică, care sunt obiceiurile la care nu ați renunțat? Noi, de exemplu, avem 4 băieți și pe măsură ce au tot venit copilași în familia noastră, am păstrat orele de liniște de la în jur de 2 la 5, cam așa. Chiar dacă cei mari nu mai dorm de amiază, chiar dacă cei mari nu mai deci nu mai au somnul de amiază, ca respect pentru copiii mici care au venit și încă mai aveau somnul de amiază, dar ca și respect pentru noi, am păstrat în continuare orele de liniște. Ce înseamnă orele de liniște de la 2 la 5? Nu mă fâții,
prin toată casa, ies în curte, vin înapoi, trântesc ușa, vorbesc tare, aduc prieteni, așa. Orele de liniște, uite, tu poți să faci ce vrei în orele respective, adică să te odihnești, să citești o carte, de eu vreau să-și facă și temele, câteodată fac mai mult, mai puțin, dar cred că și lor foarte bine le prinde în, și în timpul vacanțelor avem, când e canicul afară, deci n-are niciun rost să stai pe afară, să leși de cal pe afară, să, că nu, e vacanță și poți să faci ce vrei. La asta nu am, și cred că le prinde bine și lor, așa, între, nu-i nici seară, nu-i nici dimineață, e așa un moment în care citești, cele mai faine ideile vin în orele alea de liniște, fac proiecte împreună ăștia mari, citesc o carte, gândesc anumite lucruri, tot mai benefic, și cred că o să păstrăm mult și bine și după, acum ultimul micuț mai doarme de amiază, dar și după ce nu mai doarme de amiază, tot o să avem orele astea de liniște. Asta una ar fi, și regula cu telefoanele, cu ecranele, asta este un obicei în casa noastră, să aibă un anumit timp de zi telefoanele sau accesul la device-uri, și de dorit, e de dorit, și asta se și întâmplă după ce și-au făcut temele. Eu nu pot să-i pretind copilului să aibă capacitate, el stă și se joacă acolo într-un joc video, să se uite, hai te rog, dar nu închizi odată, tu nu-ți dai seama că ai teme mâine. Nu-și dă seama. Nu are responsabilitatea asta, cantitatea de dopamină care o primește de acolo, nu... Așa, dar eu ca și părinte îi ghidez responsabilitatea asta și îi zic, uite, avem un timp limitat, deci copiii noștri au acces la device-uri, dar toate sunt parolate și au acces în anumite, în anumit timp, nu orice, nu oricând și nu oriunde. Uh-huh. Și la asta n-aș renunța. Cred că lecția principală pe care am vrut să o las copiilor noștri vis-a-vis de rutine este cea legată de consecvență și inconsecvență. Deci nu copiii noștri clachează la rutină, ci adulții din viața lor clachează și devin inconsecvenți. Și pentru mine a devenit o provocare ca ceea ce zic. Deci mai degrabă să gândesc ceea ce zic decât să mă pomenesc că zic și trebuie să fac sau nu fac. Și atunci am ales să-mi cântăresc foarte bine și promisiunile și recompensele. Deci atrag atenția asupra inconsecvenței adulților din viața copiilor, care bagă haos în mintea și, și poate naște întărâtare. Știi? De pildă, la noi o rutină pe care n-am negociat-o de nicio culoare a fost mersul la biserică. Deci pentru noi zilele de duminică erau zile de duminică. Și asta când am priceput că sabatul, din perspectiva lui Dumnezeu, este acel semn al legământului între el și poporul său, după care se vede că Domnul își sfințește poporul. Și eu mi-am adaptat-o și am zis, copiii mei, vecinii mei, comunitatea sfinților va pricepe, eu fac practic o declarație, și anume faptul că mersul meu duminică de duminică recunosc semnul legământului dintre mine și Dumnezeu, singurul care mă poate sfinți. Astfel că copiii noștri, când au crescut, au început să pună întrebări. Dar de ce noi trebuie să ne ducem în fiecare duminică la biserică? Fix acolo suntem noi acum. Da, la care, practic, mi se pare fascinant copilul tău să se oprească în loc la un moment dat și să se lege de o rutină din viața ta și se creează astfel dialogul și se creează platforma prin care eu pot depune o mărturie, cine este cel prea înalt pentru mine, de ce fac ceea ce fac, și îl invit practic în experiența mea personală. După care nu doar că îl invit în experiența mea personală, deschid cuvântul și explic de ce rutina mersului la biserică a, e neîmplinitoare. Ok, și am ocazia să te învăț pe voi, am ocazia să vă învăț pe voi, copiii mei, că trupul lui Hristos a fost
inițiativa și invenția celui prea înalt, care a zis capul este Hristos, iar trupul este comunitatea sfinților. Și atunci cine îmi permite mie să declar că trupul sfinților nedesăvârșiți încă mie îmi produc dispreț și eu n-am chef să mă întâlnesc cu ei, să mă duc cu ei. Și atunci, practic, eu fac o declarație și despre inițiativa lui Dumnezeu de a avea un trup, acest Hristos al nostru care ne-a mântuit. Și atunci, practic, fac o declarație despre cine este Dumnezeu pentru mine, pentru familia mea, pentru comunitatea mea, respectul care îl port atât lui Dumnezeu cât și trupului lui Hristos. Și aici am avut o experiență interesantă cu unul dintre băieții noștri, era în clasa 9 și la un moment dat o discuție foarte, mi-aduc aminte, parcă a fost un pumnal pentru sufletul meu. Câtă vreme va mai trebui să venim la biserică cu voi? Și am zis, iubitule, trebuie să recunosc că această întrebare m-a luat prin surprindere, era marțea, și zic, te rog frumos, permite-mi până vineri, când venea weekendul, să stau să mă gândesc la răspuns. Și tocmai eram în cărțile lui Moise, Exod în principal, până în Deuteronom, și mi s-a formulat răspunsul până vineri. Și vineri, când a venit de la școală, l-am invitat la o discuție și am zis, iubitule, vreau să știi că mersul la biserică și rutina de duminică în casa noastră nu va fi negociabilă. Și îți spun de ce. Eu acum pot să-ți spun cine este Domnul Dumnezeu pentru mine, ce a făcut El pentru mine, pentru Tatăl tău, cine este El pentru noi. Voi sunteți doar beneficiarii a ceva ce Dumnezeu a ales să facă pentru noi, nu pentru voi, că încă nu vă este Dumnezeu personal, nici ție, nici fratelui tău. Dar câtă vreme luați la pachet beneficiile, atunci, din respect pentru Cel care indirect vă oferă și vouă beneficiile acestea, va trebui să veniți cu noi. Și am spus că momentul în care vor decide să fie pe socoteala lor și independenți, dar complet, atunci vor putea alege să se uite în ochii lui Dumnezeu și să zică nu te vrem și nu vrem să te respectăm, dar pentru noi ca părinți a fost o experiență extraordinară și aceea s-a întâmplat și după aceea până copiii noștri s-au căsătorit, nici măcar o dată nu a mai existat întrebarea de ce noi trebuie să venim la biserică. Dar partea frumoasă este că între timp Dumnezeu le-a devenit Dumnezeu personal, deci am fost absolvită de... Sunt alte rutine pe care, uitându-vă în urmă, le vedeți că le fac și ei în familiile lor? Da. Sărbătorile. Avem un motiv al sărbătorii de Crăciun, de Paște, mm-hmm. care stă 2 săptămâni cel mm-hmm. puțin pe masă. Transmitem ideea sărbătorii și asta de obicei pică în sarcina mea. După aceea, momentele speciale din viața familiei, zile de naștere, mm-hmm. zile de aniversare a căsătoriei, și toate acestea le punctam, chiar dacă nu apucam dacă eram plecați de aniversarea noastră sau așa, nu treceai peste eveniment fără să nu te oprești locului, și în funcție de care era evenimentul, formulam o lecție de viață. Deci asta au rămas rutine, duminicile, sărbătorile și evenimentele speciale din familia noastră. Da, și uite, așa se creează un butterfly effect, da. Și binecuvântarea merge din neam în neam. Exact. Și observația mea este că fiul nostru cel mic, Marc, împreună cu Elis, soția lui, urmează exact același tipar cu copiii lor și e foarte frumos să vezi așa cum se duce moștenirea. Da. Da. E foarte frumos cum începem obiceiurile ca să răspundem anumitor nevoi fizice ale copiilor, uh-huh. dar continuăm transmițându-le valori, exact. Modelându-le caracterul, exact. Și oferindu-le o identitate. Exact. Pentru că dacă revenim la ce am spus inițial, sunt anumite obiceiuri personale care ți le păstrezi, sunt anumite uh-huh. obiceiuri care trebuie să ți le adaptezi, dar sunt și crearea de obiceiuri noi ale uh-huh. familiei. Familia noastră face uh-huh. așa. La noi în familie se citește foarte mult împreună,
De mici copii i-am primit în ritualul acesta de citit împreună. Acum frații își citesc unii altora. Asta este un obicei care ne dă identitate, ca să zic așa. Jucăm jocuri împreună, jocuri de societate, jocuri sportive. Având 4 băieți, au un obicei foarte, care îl place foarte mult. Merg împreună cu tatăl lor la magazine de bricolaj și vin cu tot felul de cuie, unelte, bucăți de materiale și asta este distracția lor și tot timpul aduc împreună acasă. Și asta zic că sunt anumite obiceiuri care rămân, ei le poartă mai departe și le dau identitate. Uh-huh. Familia mea sau în familia mea vinerea avem seară de pizza, mâncăm pizza, ne uităm la film. În familia mea mâncăm împreună toate mesele sau nu există să lipsim de la cină când ne adunăm toți. Ceva ce copiii duc mai departe și duc ca o moștenire, ca o moștenire mai departe copiii. Mi se pare extraordinar, uitându-ne peste ani, cum toate ritualurile astea zilnice încep să dau roade și cred că e foarte important să le păstrăm în viața noastră de zi cu zi. Însă cum am putea să-i motivăm pe părinții, pe părinții proaspăt, care au copii mici, mai ales dacă au și 2 copii mici care se apropiază de vârstă, să țină ritualurile respective. Care ar fi un cuvânt de încurajare pentru ei? Mă gândesc un pic la ce spuneai și tu, Ramon, legat de faptul că practic toate obiceiurile astea servesc o funcție. Nu le facem doar pentru că vrem să fim rigizi și să respectăm niște rețete și atunci s-ar prea putea ca în viața îndelungată pe care o avem să apară perioade un pic mai haotice, poate, cum e prima perioadă. Până ajungi să institui o rutină și niște obiceiuri, durează. Și e foarte ok să dureze. Și nu zice nimeni că trebuie să fie 2 luni sau 3 luni și cred că fiecare trebuie să-și găsească ritmul care îi se potrivește. Și asta nu dă daune copilului, pentru că copiii sunt foarte adaptabili. Deci chiar dacă sunt perioade mai dificile, mai haotice, în care parcă nu știi programul fiecăruia îi diferit, parcă scapă lucrurile de sub control, mi se pare cumva important de ținut minte că este o perioadă, este o perioadă care va trece și vom relua lucrurile. Și așa cum am zis, copiii sunt adaptabili și îi foarte bine, cred că și ieșirea din tipare îi ajută pe ei să își exerseze această adaptabilitate. Ieșirea din tipare e naturală și Dumnezeu a instituit-o, pentru că există foarte multe salturi mentale, există regresii de somn, există foarte multe. Când crezi că ești într-o rutină cu copilul, pac, regresia de somn, pac, ies măselele, pac, ies așa, știi? Nu trebuie să fii nici, nu pot să-mi îndeplinesc rutină, stric copilul sau ceva. Ce e adaptabilitate, dar cumva și în funcție de nevoile copilului, că până unde întinzi coarda, știi, cu copilașul, ești conștient și mereu îmi asum, știi? Nu, am stat mai târziu, am mers la niște prieteni, mi-am dorit. Am avut un eveniment în familie la care țin. A fost ziua de naștere a mamei mele, e somnul copilului, dar îl iau cu mine, fie îl culc mai devreme la prânz, găsesc eu ceva modalități să fac. Dar adaptez și nu mă încrunt, păi eu nu vin la ziua de naștere pentru că ai pus fix la somnul copilului, dar dacă tu ai o familie lărgită, nu poți să pui ora respectivă să fie fix la toată lumea să se potrivească și să ora copilului și copilul care merge la școală a doua zi și așa. E clar, numai vreau să zic, și în tot haosul ăsta de început, eu cred că se poate începe cu pași mici. Deci, cum mănânci un elefant? Bucată cu bucată. Încep cu pași mici și în domenii în care crezi tu că te-ar interesa, dar contează să începi, contează să ai o perspectivă din asta a rutinei și a obiceiurilor și bineînțeles că o discuți și în funcție cu partenerul și împreună să vă puneți la punct cu lucrurile astea și în funcție și de dinamica familiei, bineînțeles de asta. Dar, cum am zis, nu...
nu e un scop în sine rutina, ci principiul de după, principiul și ceea ce vrei să modelezi după. Da, și consistența și consecvența, puterea lucrurilor mici făcute consecvent îi enormă în timp. Da. Mulțumim tare mult pentru participarea la episodul de astăzi. Cum reușim să ne conectăm cu copiii noștri în alergarea de zi cu zi? Cred că este foarte important să ne punem niște puncte de control, după cum le-am discutat, în care să fim consecvenți și să mergem înainte, să le adaptăm pe nevoile copiilor, pe nevoile familiei, fiecăruia dintre noi. Mulțumim tare mult că ne-ați urmărit. Pe curând!